Astăzi, în acest video, din motiv că mulți dintre voi ați cerut să organizez un concurs nebun între abonați, pe uite că astăzi noi o vom face. Prieteni, salutare la toți! Astăzi, la Power Kebab, ora 2, Mircea cel bătrân nou organizează un concurs pentru primii 5 băieți care să ajungă. Evident, premiul să fie tare interesant. Ne aflăm acum în față la Power Kebab, iar cel care va mânca cel mai mult va câștiga un premiu pe care îl veți afla la final de video. Așa că voi nu uitați să abonați acest canal, apăsați butonul subscribe, iar noi începem. Deci, care o să fie reguli în primul rând? Fiecare participant o să aibă 3 kebaburi, iar ceea ce nu o să știe niciunul din ei, că unul din dânsele o să fie iute. Așa că noi trebuie să dăm comandă kebaburi, cred că o să fie vreo 15 kebaburi, fiindcă o să fie mulți participanți, să vedem cine din dânsele o să fie primul. Bună ziua! Să faci, vă rog, 15 kebaburi, dintre care din ele 5 kebaburi să fie iute anume. Ok. Cam cât timp ele o să dureze? 15 minute, da? 15 kebaburi. Super, dar noi să așteptăm comanda și dăm bătaie. Eu nu știu, acolo băieți la ce să aștept, pentru că unul din dânsele o să fie picant anume. Deci băieți, la noi s-au adunat aici persoane, la noi sunt 4 persoane, au reușit ei ca să vină la ora 2. Deci băieți, care este chestia? Băieți, trebuie să mâncați cine mai repede să poată. Cel care o spune cel mai mult, respectiv o să câștigi ceva la urmă, care eu la urmă să anunț asta. Cred că sunteți flămânzi, poate nu, dar o să trebuia să mâncare. Nu o să fie o problemă. Noi dăm bătaie și cred că am ușa să des cum o să fie. Eu n-am răbdări să bătaie. Voi aveți porția voastră în față, îi dați bătaie. Primul care termină, 3 kebaburi sau cineva, dacă îmi nu poate, îmi spuneți că nu mai pot și e atât. Și deja cine o să mănânce cel mai mult, o să luăm în calcul. Dar scopul vostru, 3 kebaburi, îi dați bătaie. Mâncați! Cum crezi? Deodată spune, cum crezi cine o să mănânce primul? Eu după cum văd, fiecare îi tare curajos și crede că o să mănânce. Eu nu știu. Aici aveți șervițele, aveți de toate. Nu vă rușunați, mâncați! Apa, aveți, haideți, premii la urmă credem că o să vă plac foarte mult. Și asta încă o să fie la lege, voi să alegeți ce o să vreți să aveți. Așa că asta e motivație pentru voi. 3 kebaburi, asta e posibil. Eu vă zic că e posibil, eu pot să mănânc 3 kebaburi. Uite, jumătate kebab de-am noi. Cum crezi, ai spus 3 kebaburi să mănânci? Da? Hai, mănânc, nu te atragi, uite atunci. Eu te voi primul kebab, uite, urnați, închipui? Mie îmi pare că el poate să câștige, el poate să aibă șansă să câștige. Am să vedem a doilea. Și cu dâns. Cum e? E iute. E iute? Da, și așa. Unul din dânsele este picant. Asta e dâns. Tu am uși de-am termin. Nu uitați de apă. Apă nu degeaba v-am pus aici. Pot zici că tot e a doilea kebab, dar mie îmi pare că el poate să le mănânci pe toate 3. Pur și simplu e chestia că trebuie să mestici, Doamne ferește, și mirosește de kebab. Băi, să gândești așa mult, un kebab vă mai rămas, parcă nu e așa de mult. Dacă te gândești că două sunt în stomac... Hai, ți-a mai rămas uleac, până când în primul loc. Ultima 100 de metri și la tine rămas. Gata? Gata, tot. Cum crezi, ai spus 3 kebaburi să mănânci? Da? Au rămas mai scurt 3 băieți. Tu ai mâncat un kebab jumate și un kebab jumate i-a rămas lui ea. Dema măi din dâns și cine o spat. Și a treilea kebab a început și el. Mai scurt, tăți la treilea kebab. Dar și mai înainte, băiețelul nostru. Băi, dar 3 kebaburi asta e un kilogram jumate. Un kilogram jumate în stomacel aici. Și mai bagi încă apă, îți dai seama că un litru de apă să bagi în tine, tot e. Ce aici e? Îl termini? Îl bagi? Nu vă uitați, uitați. Hai, că ai spoți. Cu leacul rămas. Vrei să oprești? Da, că voi puteți. Ia uite, moșul la jumătate kebab. Ieși mesică din gură. Și gata? Nu? Te oprești aici? Cât a rămas aici? La 3 kebab. Gata, a rămas, doi participanți. La 3 kebab și lui a rămas în câteva guri. Și mai rău, dacă el la urmă o să predăie, că nu o să mai încapă. Eu nu cred că el azi de-ai bătut. Dai drumul la cură? Asta și uite asta? Da. Ian? Ești mai încapi încă 2 kebaburi dacă dai drumul la cură. Hai, ți-au mai rămas câteva guri. El poate să întreacă, dacă... Uite, este casteană, dar s-a scos pe urmă. Am deris să-l mesti și mai pe urmă. E important să-l ai în gură. Și de-aia mai câștigat. Pe urmă s-a scos din gură. Așa, gata? Nu. Rău, pe album. Păi și e 50 la 50 de ani. Fiecare chestia, el a băut mai jumate de apă, 0,35 și a băut aproape 2 sticle, dacă să luăm așa în calcul. Apa tare tot mult e în dopă. Jumate de kebab mai are. Almănești? Nu? Deloc? Serios? Ai o bucată, ai. Ești sigur? Hai, du-te la baie, las, gata. Uite care e chestia, da, toți la noi s-a predat, tu ai rămas unicul care ai luat să continue. Și ești la același nivel cu dânsul, a rămas o bucată de kebab. Tu la noi ai câștigat, eu n-am spus tu încășet, tu trebuia să mergi cu noi. Poți să mergi cu noi? Cu mașina? Da. Super? Все, tu mergi cu noi. Băieți, eu vă mulțumesc la voi la test, că voi ați fost. Aici mai am kebab, dacă vreți cineva poate. Deci tu ești mergi cu noi acolo, eu n-am spun unde, am înțeles să vezi unde o să fie. Persoana care el avea să câștige, el a vomitat acolo, eu cred că el a să câștige. Eu când am văzut că am vomitat, nu, gata, termină, du-te la baie, că e jele, eu m-am spărit prea tare. Uite, știi care e chestia? Tu aveai să câștigi la urmă. Tu aveai să câștigi, să rămas uleac. Da, de-am las, în orice caz că ai încercat. Nu, dar vezi că el a rămas ultimul, care nu s-a predat. Dacă se lumea ca așa, cine are și mai... Vezi că tu ai vomitat, pur și simplu, și asta era chestia. Ai vomitat și de asta și-ai oprit joaca. Și el a rămas ultimul. Cine are și mai puțin, nu? Nu, dar vezi că tu ai oprit joaca, tu ai zis că gata și el a rămas ultimul care a jucat. Asta era fișca. De asta și-am zis să-l bagi tot în gură. Că dacă vezi să oprești, el aveți câștige. Și el tot a rămas o bucată. Și el a rămas ultimul și l-a câștigat. Să nu te predată, vezi câștigi tu, aveți rămâi. Asta e chestia. Ce ai văzut asta? Pe stories sau pe Digimon sau cum a fost? Sau TikTok? Atât care de-am erau acolo, așa? Ok, tu locuiești în Chișinău? A, nu, noi, satul. Pe aici? A, înveți aici. Aici ești la Cămin? La Rășcanu, da. Am înțeles. Și pe aici erai în apropiere sau cum? Am venit la listnică, cam telefoanele și... M-a sunat băieții și... Băi, ți-mi chestia că vii să încarci telefonul, plâng asta cu mănânci, gratuit, adică nu trebuie nimic, plâng asta și îți câștigi ceva, așa că și el o câștigat. Vezi, odată să fii în locul potrivit, asta e ceva cu noroc, eu aș spune. Știi care e chestia? La început l-am întrebat pe dânsul, dacă el cred că să mănânci, mine asta tare m-a jucat la urmă și până la urmă el a rămas unicul care a jucat și care a mâncat până la urmă. Care evident că dacă a rămas el unicul, el și-a câștigat. Că puteți mănânci așa în continuare. Dar tare mult punem pe băieți care el a vomitat acolo. Chiar că din chiar să știți. Dacă n-am văzut că s-o schis cu raudea, am înțeles situația acolo cam e complicată. Așa că eu sper ție mult că o să plac acum unde o să ne ducem și ceea ce îți primești tu. Păi câștigat, evident că cum și-am spus, îți primești ceva ce cred că o să-ți placă mult. Deci băieți, noi acum suntem la UNIX. Uite, noi am intrat în magazinul UNIX. Ai ceva idei și faci mai aici? Idei n-ai? Ori nu, Alexandru nu vrea să-mi zic, ori nu știu. Mai pe scurt, Alexandru, uite care e chestia. De aici tu îți alegi orice ținut tu vrei. Niște pantalonaj sau o maică. Stai o ținut pe tine, ca. Și uite, măicuțe, pantaloni, blugi. Vrei să te îmbraci din cap până în picioare. Și e ca și vrei tu, un maiu poți să iei. Sau să iei o coftiță, un pantalonaj. E ca să alegi ce-ți place să iei de aici. Sau poate vrei o cămășuică de asta care o ce cum stă. Vrei scurt? Spui mărime, tătătă și noi îți dăm ție. Ce mărime ai tu? Nu știu. Nu știi ce mărime? Eu cred că tu ai M, poate, așa? Ține, dacă asta e M, ieși și vezi dacă încapi tine. Și dacă încapi, apoi să o luăm și să o măsori. Dacă te strânge, este mărime mai mare. Cum? Dar te prinde ghinii culoarea asta, știi? Cum mărimea asta? Bun. E bună? Iată, ca de exemplu asta e L, tot așa numai pe neagră, ea nu încearcă L. Ea mai tare îmi place cum șede mărimea asta, așa? Neagră tot mai gine șede și mărimea e mai mare. Și din sportiv și anume și sportiv vrei pantaloni. Am înțeles că vrei așa pe stil mai sportul, că aici este sportiv, pantaloni sport. Eu presupun că la scurtul neagră trebuie și nici pantaloni neagră sau ceva genul. Tu dacă ceva spui și dacă nu-ți place, zic cum este. Nu te rușina deloc, aici tu trebuie alegi și vrei tu. Trebuie și vezi, alegi și anume plac tu să fie. Все, ești gata? Hai ieși. Altfel. Băi, mie îmi place stilul, mai anume, tăte parcă știi un același costum și chipiul tare bine se combină. Important că lui îi place anume. În genere, cum simți tu hainele astea? Foarte bine. Vezi că ele spor și ele sunt ușure, ele tare bine în timpul zilei să le porți. Știi că haină pentru fiecare zi e destul de ok. Știi, mulți poate să creadă că e persoană care cineva, nu știu, care nu e am ales, adică nu e real. Spune asta la oameni cum ești, că într-adevăr, adică tot este real. participați și câștigați. De ce? Ca să participați în astfel de concursuri, trebuie să intrați la mine pe pagina de Instagram Daniel Rachier. Noi organizăm, acolo selectăm, acolo invit persoane și poți fi și tu în locul lui Alexandru, care astăzi l-am îmbrăcat din cap până în picioare. Și cred că îi place mult, dar și mie îmi place, nu că îi place lui, și mie îmi place foarte mult ținuta pe care el o are, fiindcă chiar o ales-o cu gust anume. Cum e cum a strășească. Eu te-ai luat toate lucrurile, da. Mersi mult să ai încă o dată, că ai participat și cred că îi porți hainele cu bine și o să-ți plac și să le porți, nu numai prin sezon, dar poate și două. Așa că te mai aștepți în alte concursuri. Băieți, eu sper mult v-a plăcut acest video. Voi scrieți careva idei în comentarii pe care le aveți, ca noi să le realizăm și evident noi să dăm bătaie. Lângă asta, iarăși vă aduc aminte, nu uitați să vă abonați pe Instagram, fiindcă acolo noi organizăm așa evenimente cum am făcut și astăzi. Nu uitați, puneți un like, distribuiți la prieteni și dragi, iar noi ne vedem în videoul următor.